Pasarelele pontoanelor inundate se pot utiliza doar dacă se face un pod de scânduri sau se folosesc cizme de cauciuc înalte peste genunchi. La Galați, Dunărea are 547 de centimetri, cota de atenție fiind la 560 de centimetri. Autoritățile spun că, deși în această săptămână fluviul ar putea chiar să mai scadă, prognoza lui aprilie nu arată deloc bine. Din cauza temperaturilor ridicate și topirea bruscă a zăpezii au condus la creșterea nivelului Dunării. S-a ajuns acum, mai sunt doar câteva zeci de centimetri până la cota de atenție. La următoarea ploaie, Dunărea va crește și mai mult și este posibil ca faleza inferioară să fie inundată. Tot din cauza creșterii cotelor Dunării, la Bacul din Galați s-a modificat locul de îmbarcare, deoarece cel pentru cote mici este sub apă, așa că îmbarcarea se face de la un alt ponton mai înalt. În plus, tot la Bac, o parte a spațiului destinat zonei de așteptare a pasagerilor este sub apă. Și aici, în zona Bac, pasagerii care trebuie să aștepte venirea Bacului nu prea au unde să stea, deoarece apa ajunge până la bănci, până la scaune. După cum vedeți, apa... Nivelul Dunării este foarte crescut. Doar pescarii sunt mulțumiți de creșterea cotelor Dunării și își pregătesc bărcile de pe malul unde apa a și ajuns.